slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, fericiți într-o adormire, ostași, eroi și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru întregirea neamului românesc, eliberarea și demnitatea noastră și pentru slava Sfintelor lui Dumnezeu biserici, cu tot neamul lor cel adormit, ca să li se ierte lor toate greșelile cele cu voie și cele fără de voie. Să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor,
care cu brațul tău zdrobești războaiele, ridicând prin nespusa ta întrupare și prin patima cea de bunăvoie a unea născut fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, tu care ne-ai arătat totdeauna că jertfa este urmată de victorie și că după cruce vine învierea, ascultă rugăciunile noastre în ceasul acesta, acordând ceea ce noi cerem de la puterea ta și de la iubirea ta de oameni. De la puterea ta, noi smeriții robii tăi cerem să păzești poporul nostru și să-l conduci din victorie în victorie și ridică-l din slavă în slavă. Iar de la iubirea ta de oameni, a celor care au căzut glorios în lupta pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești, așează în corturile aleșilor tăi, căci sufletele lor ne înconjoară acum ca un nor. Relicvele lor păzesc hotarele patriei noastre, iar cinstit sângele lor urdă arborele libertății noastre. Și precum pe pământ ei au format ierita oștirii, așa și în cer să constituie de asemenea o ceată de sfinți martiri. Și cum ei au meritat să fie cinstiți de către oameni, tot așa și în cerul să fie cinstiți ca sfinții tăi. De vreme ce acești cinstiți eroi lupta cea bună și-au luptat căzând la datorie, tu, dreptule judecător, rânduiește-le lor cununa dreptății. Iar nouă, care prin jertfa lor trăim liberi, dă-ne, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu ieșit din jertfenicia lor, precum și curajul de a-i urma. Din înălțimea locașului tău, trimite binecuvântarea ta asupra celor care ne conduc. Păzește armata țării noastre, întărește brațul comandanților ei, iar prin rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu, păzitoarea noastră nebiruită, călăuzește-ne către mântuire. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curatei Maicii sale, ale sfinților măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din moși, ale tuturor sfinților, sufletele adormiților robilor tăi, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, înmormântați în cimitirul Eternitatea din Roman și pretutindeni, cei acum mutați de la noi, în corturile drepților să-l așeze în sunul lui Avram să-i odihnească, cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Cătă fericită adormire, fă, Doamne, veșnică pomenirea dormiților lor tăi, cei ce-au fost astăzi aici pomeniți la această slujbă și ne fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Cine fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Cine fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat. Distinsă adunare. Ne-am adunat astăzi, ca de fiecare dată, la zilele importante ale poporului român, să trăim pentru câteva momente atmosfera evenimentelor ce le-am pomenit și pe care le amintim astăzi. Socot că de fiecare dată când facem aceste acte de credință și de patriotism, este bine să ne ducem cu mintea noastră, să ne împrospătăm memoria evenimentelor care au avut loc la acele date pe care noi le cinstim astăzi și pe care sperăm ca generații după generații să le cinstească mereu din veac în veac. Iată, astăzi cinstim ziua independenței de stat a României, ziua Europei și ziua victoriei. Aș spune eu că fără primul eveniment cinstit, fără primul eveniment săvârșit de români, de armata română, nu cred că aveau cum să aibă loc celelalte evenimente. Și iată de ce. Dacă încercăm să ne ducem cu mintea în 1877 sau poate chiar mai înainte de acest an, un pic la Dunăre, acolo unde s-au întâmplat evenimentele, ne vom aminti și vom găsi că în timpul acela, în Europa, erau mai multe popoare care erau sub stăpânirea Imperiului Otoman. Aceasta, sigur că nu putea să dureze la infinit. De aceea, popoarele din Balcani, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, au început răscoale de eliberare de sub Imperiul Turcesc și de aceste evenimente, auzind armata Rusiei, au venit ca să-i ajute pe confrații lor într-o credință și foarte mulți și de națiune din sudul Dunării. În aceste condiții s-a făcut cu România un tratat prin care se stabilea ca armata rusă să treacă prin România, respectând independența și integritatea teritorială a țării noastre. Cum în România fusese declarată independentă cu câtva timp înainte, în momentul în care, auzind de aceste evenimente, armata turcă a început să bombardeze localitățile din dreapta Dunării, respectiv localitățile românești, timp de 30 de zile România s-a aflat în stare de război cu Turcia, dar un război nedeclarat. În aceste condiții, în Parlamentul României, presa străină și alte personalități au interogat pe ministrul de externe, Mihail Cogălnicianul, să explice această situație. Văzând care este situația cu legăturile rupte față de poartă și în situația în care războiul deja fusese pornit de armata turcească, Mihail Cogălnicianul a declarat în Parlamentul României: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Aceasta a fost votată aproape în unanimitate de cameră și după aceea a fost votată de întreg corpul legiuitor al României, dar această hotărâre luată în Parlament trebuia susținută pe câmpul de luptă de soldați și ofițeri. În aceste condiții, armata Rusiei deja se pregătise să intre în război și a intrat în război neținând seama de sfaturile date de generale români cercheni și de conducătorul armatei suprem, Carol I, care știau tactica de luptă a turcilor, au intrat în război singuri, considerând că o eventuală victorie ne se cuvine numai lor. Dar Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și celor smeriți le dă har. Când au văzut că turcii de fapt îi împuținau tot mai mult, s-au văzut nevoiți să ceară ajutorul lui Carol I și a spus într-o depeșă să intre în război așa cum poate și cum vrea, pentru că nu fusese stabilit un tratat de participare împreună la război, tot din aceleași motive. De aceea au intrat armata română. Ofițerii, țăranii noștri de pe câmp, din câmp de acasă, de la plug, plecat amastăvară,
ca să scăpăm de turci, de jug, sărmana scumpă țară, cum zicea poetul, au plecat la Dunăre și au intrat, bineînțeles că în linia întâi, în focul luptelor, la Grivița, Smârdan și Plevna, acolo unde au fost redutele cele mai grele de cucerit. Au murit cu zecile de mii soldații români acolo, dar au învins. Pe baza acestei victorii obținute acolo, după aceea armata rusească a înaintat și a mers, a făcut situația așa, a adus războiul în astfel de situație, încât Osman, conducătorul armatei turcești, a trebuit să capituleze după o încercuire din care, după ce au încercat turcii să reziste mai multe zile, mai multe săptămâni, au trebuit să se predea pentru că nu mai puteau să mai reziste. S-a încheiat atunci pacea de la San Stefano. La această pace nu a fost, la acest tratat de pace, nu a fost invitată și România, deși jertfa de sânge a României a fost cea mai mare. Deși practic România, armata română, generalul Cerchescu, soldații lui au fost cei care au obținut victoria, cei care i-au învins pe turci, dar n-a fost primit la acest tratat, ci doar în tratat s-a menționat independența României, dar n-a fost primit pentru că independența României nu fusese recunoscută de puterile europene. De aceea a rămas să fie semnat tratatul atunci la San Stefano numai între Rusia și Turcia. Tratat semnat și atunci cu anumite clauze în care Rusia își cerea anumite privilegii asupra Dobrogei și asupra unor județe din sudul țării, din estul țării noastre, din sud de acolo, pentru ca mai târziu la rezervă să le poată schimba cu o parte din județele Basarabiei. În aceste condiții s-a purtat războiul de independență de la 1877 și este bine ca tinerii noștri să înțeleagă aceste evenimente, să prețuiască jertfa de sânge a ostașilor noștri. Consider, după ce și eu într-o smerenia mea am zăbovit cu mintea și cu ochii pe mai multe file de carte încă de când eram elev, dar consider că soldatul și ofițerul, și mai ales soldatul și ofițerul român care și-a luptat pentru pământul său, pentru națiunea sa, pentru glia sa, pentru toate ale sale de acasă, pentru casa și copiii săi, trebuie cinstit din totdeauna și pentru totdeauna, indiferent care sunt vremurile și care sunt vremile, indiferent în ce situație am fi, acolo este meritul soldatului, acolo este disciplina soldatului, acolo este răbdarea lui, acolo este privarea lui de o grămadă de bucurii care ar fi putut să le aibă dacă și nu le-a avut, fiindcă a căzut acolo la Plevna, Smârdan și Grivița, neavând bucuria în temerii unei familii sau alte și alte bucurii care trebuia, de care trebuia să beneficieze. Iată de ce vreau să știe tinerii noștri, facebookiștii de astăzi, că istoria României s-a scris cu sânge și de aceea trebuie prețuită. N-am venit astăzi ca să mai scăpăm de o oră, nici n-am venit ca să mai scăpăm de o oră de serviciu, am venit să ne plecăm frunțile și inimile în memoria eroilor noștri, am venit să cinstim istoria neamului nostru. Un popor care își cinstește eroii nu va peri niciodată din istorie, spunea Mihail Cogălnicianu. De aceea toate câte ne facem să știm că pentru noi pământul acesta românesc este menținut în stare de libertate cu jertfa înaintașilor noștri. Spunea cam cu un hâtru așa, dacă astăzi, dacă nu era independența, dacă nu era 9 mai 1877 și astăzi poate am fi sărutat papucul turcesc. Dar iată că n-a fost așa. Am avut înaintași vrenici, de cărora tinerii din ziua de azi trebuie să le urmeze, să se adapteze a condițiilor și să fie tot atât de deștepți, tot atât de destoinici, tot atât de diplomați, tot atât de buni negociatori și în condițiile în care vor trăi și în lumea în care vor trăi ei, pentru ca poporul și națiunea română să nu dispară, pentru ca să continuăm viața pe pământul acesta pe care l-a dat Dumnezeu, gura aceasta de rai, cu Miorița și cu toate ale noastre. Iată, noi anul acesta facem centenarul Marii Uniri. Fără independență nu era posibilă Marea Unire. Și toate pentru războiul de independență a cuprins și a inspirat pe atunci poeți, scriitori, pictori,
toate artele frumoase, toate zăbovinile și alcătuirile de sentiment și punerea în scris sau în penel sau în pictura unor sentimente frumoase, unor fapte de glorie au cuprins societatea românească. Și centenarul ar trebui să cuprindă toate momentele și toate păturile societății, pentru că centenarul Unirii de 1918 este un eveniment deosebit care a urmat ca o consecință firească a independenței de la 9 mai 1877. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze în continuare poporul român, să lumineze tinerii noștri, să fie demn urmași ai înaintașilor noștri și ai eroilor de la 1877. Ziua de 9 mai are pentru poporul român o triplă semnificație. Pe lângă ziua independenței proclamată în 1877, românii sărbătoresc victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, la 9 mai 1945, dar și ziua Europei. În urmă cu 141 de ani, la 9 mai 1877, adunarea deputaților a proclamat independența de stat a României, deschizând astfel drumul spre recunoașterea internațională a dreptului națiunii române de a-și decide singură soarta. Intrat în război la 22 august 1877, când primele unități din Divizia 4 au primit botezul focului în fața Plevnei, armata română a triumfat pe câmpul de luptă, cucerind pe rând redutele otomane de la Plevna, Grivița, Smârdan și Vidin. Independența României a fost câștigată cu jertfa a peste 10.000 de militari. Mai bine de o jumătate de secol mai târziu, pe 9 mai 1945, românii au trăit bucuria capitulării celui de-al treilea rei. Semnarea actului de capitulare necondiționată a Germaniei a avut loc la Berlin. Astfel a luat sfârșit cel de-al doilea război mondial. Tot pe data de 9 mai este sărbată și ziua Europei. În urmă cu 68 de ani, la 9 mai 1950, s-au pus bazele concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii. În evoluția multimilenară a poporului român, evenimentele de la 9 mai 1877 și 9 mai 1945, precum și ziua Europei, se înscriu ca momente glorioase ale luptei românilor pentru libertate, unitate și independență. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul primar al municipiului Roman, domnul Ovidiu Lucian Micu. Preacucernici părinți, domnule comandant, stimate cadre militare în activitate, în retragere și în rezervă, dragi veterani, dragi copii, dragi elevi, doamnelor și domnilor, așa cum s-a spus, ne aflăm la o triplă sărbătoare. Dar este o sărbătoare ce precede sărbătoarea orașului nostru, sărbătoarea romanului nostru. Vorbim astăzi despre victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. Vorbim despre independența României proclamate în 1877, dar și despre sărbătoarea Europei. Trăim astăzi într-o comunitate binecuvântată. O comunitate unde ne dezvoltăm după modele europene. O comunitate unde suntem independenți în gândire și în care suntem din ce în ce mai uniți și mai solidari. Dar toate acestea nu au putut fi făcute fără sacrificii. De aceea, din când în când, dacă nu chiar zilnic, trebuie să înălțăm câte o rugăciune către cei care au pus viitorul nostru mai presus decât teama lor de a se lupta cu inamicii. Trebuie să înțelegem cu toții că nu suntem decât vremelnici pe acest pământ și avem cu toții responsabilitatea de a pune întotdeauna pe primul plan binele, de a lăsa ceva în urmă, să facem bine în prezent, să ne asigurăm că binele va continua să existe, să se răspândească și să țină unit poporul român. În cele ce urmează, vreau să aducem un omagiu și celor care au fost înaintașii noștri și care și-au pus viața
mai presus decât faptul de a ajunge noi astăzi pe culmile dezvoltării. Și de aceea vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că suntem împreună astăzi aici pentru a aduce acest omagiu tuturor acestor persoane și nu vreau să fiu altceva decât un bun român, un bun romașcan. Vă mulțumesc! Se depune coroana de ctitor din partea primăriei municipiului Roman. Se depune coroana de flori din partea garnizonului municipiului Roman.